Mulțumesc, Odora. S-au dat primele amenzi celor care nu vor să participe la recensământ. Potrivit legii, sancțiunile ajung și la 3.000 de lei. În 3 județe, zeci de oameni care au refuzat în repetate rânduri să-i primească pe recenzori și nici nu au completat online chestionarul, s-au trezit cu poliția la ușă. Mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până la finalul recensământului și aproape 30% din populație nu figurează în datele oficiale. În următoarele zile vor fi înființate puncte fixe unde oamenii vor putea merge să stea de vorbă cu recenzori. Suntem de la poliție, doamnă Zărumana. Au început să curgă amenzile împotriva celor care refuză să-și dea datele recenzorilor care le bat la ușă. În Bihor, de exemplu, 15 persoane care au refuzat colaborarea cu recenzorul au fost sancționate contravențional. Potrivit autorităților, au mai fost date amenzi și în județele Botoșani și Tulcea. Unii se feresc, au auzit că mai trebuie să răspundă câte proprietăți au, câte case, câte... Nu-i adevărat! Nu este... După ce am recenzat, mă întrebau, doar atât? Nu depinde nici de parte politică, de nimic. Odată la 10 ani, în orice țară civilizată se face acest recensământ. Procesul merge greu și pentru că sunt puțini recenzori. Inclusiv angajații Institutului Național de Statistică au fost rugați să ajute pe teren. Gospodării, da? Locuință convențională. Da. La etaj, am zis etajul 5, nu? 5, da. Forma de proprietate privată. Da. Deci noroc au greșit, că altfel rămâneam nerecenzor. Nu, că vă lăsam bilețele. Foarte multe și foarte multe detalii. Tehnic, așa, foarte structurat. Eu mai ușor pe internet, eu n-am făcut că am uitat. A fost o perioadă, nu știu, 2 săptămâni cât a fost pe internet, mai țin cât a fost și n-am avut timp perioada aia și acum mare noroc a fost că a venit domnul la mine, parcă zici că m-a căutat special. A fost la fix. Eu am întâlnit un singur caz, nu în blocul acesta, în alt bloc. Motivul nu pot să vi-l spun pentru că nu mi s-a confirmat care e motivul pentru care se refuză recenzarea. Pur și simplu au zis că nu-i interesează și că să-mi vadă treaba mea, că ei nu vor să răspundă la nicio întrebare. Persoana respectivă a devenit foarte agresivă verbal și la fel mi s-a spus să-mi vadă treaba mea, să plec, că nu o interesează, că o deranjez. Recensământul nu este o acțiune voluntară, ci este reglementată la nivel național și european. Cei care nu răspund favorabil pot să fie amendați cu sume de până la 3.000 de lei. În următoarele zile, primăriile vor înființa centre unde sunt așteptați cetățenii care nu au fost contactați de un recenzor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.